Ultima lună din an vine cu foarte multe provocări pentru cinci zodii care vor lua niște decizii neinspirate. Află ce semne zodiacale vor ajunge la sapă de lemn până la sărbătorile de iarnă. Până la Crăciun, cinci zodii reușesc să facă niște alegeri extrem de neinspirate în plan financiar. La jumătatea lunii, acești nativi ar putea să semneze niște acte fără să se gândească foarte mult la consecințe. Astfel, încăpățânarea lor i-ar putea aduce la sapă de lemn, așa că orice asemenea act ar trebui privit cu mai multă seriozitate în perioada următoare. Prima zodie vizată de avertismentul astrologilor este Taurul. Recomandarea lor este să te axezi doar pe cheltuieli urgente și să nu dai iama în daruri scumpe, mai ales că vine luna cadourilor. Cumpătarea este cuvântul pentru tine. De asemenea, evită cu desăvârșire să dai bani cu împrumut, pentru că s-ar putea să nu-i mai vezi niciodată. Deși sunt persoane apropiate de încredere, cel mai bine ar fi să spui că nu ai sau că ai nevoie de ei pentru lucruri esențiale. Un alt semn zodiacal care poate pierde totul în plan financiar este zodia Scorpion. Luna decembrie se anunță cu situații neprevăzute care pot să-i facă pe acești nativi să iardă totul sau să sărăcească. Unele investiții neinspirate sau niște cheltuieli de ultim moment îi vor face pe Scorpion să intre în ultima lună anului 2022 cu mult mai puțin bani și să nu reușească să cumpere lucrurile pe care și le doresc de sărbători. De aceea, această zodie ar trebui să apeleze mai mult la ajutorul celorlalți când vine vorba de cumpărături și afaceri. Las-o mai moale cu risipa, relatează playtech.ro.